Cetățenii care vor participa la vot au șanse să câștige un autoturism Dacia Logan, laptopuri, tablete și camere foto. Premiile vor fi acordate în cadrul unei tombole organizate de candidatul USL Liberalul Ștefan Alexandru Băișanu. Acesta a anunțat că pot participa la tombolă sucevenii care vor veni la vot. Băișanu susține că nu este vorba de mită electorală. El spune că astfel sucevenii vor fi încurajați să meargă la urne în număr cât mai mare. Voi face o tombolă în care voi pune la bătaie, din cotizația colegilor de la Partidul Național Liberal, o mașină. O mașină, o Dacia Logan nou-nouță, care va sta în centrul orașului, iar cetățenii care vor dori să câștige acea mașină trebuie să meargă la vot, dar după ce ies la vot, să demonstreze Comitetului de Inițiativă și organizatorilor că au votat, vor fi înscriși la o tombolă, având posibilitatea să câștige o mașină. Nu contează cu cine vor vota. Asta nu e campanie electorală, nu dăm mită. Nu. Îmi doresc ca în democrație oamenii să fie interesați să iasă la vot. Anunțul i-a luat prin surprindere pe colegii din USL. Șeful PSD, Cătălin Nechifor, spune că socialdemocrații nu se vor implica în organizarea tombolei electorale. E chestiunea Partidului Național Liberal pe care o acceptăm ca atare. Vreți să participați la tombolă sau vă doresc mult succes? Printre suceveni, părerile sunt împărțite. Cei mai mulți spun că vor merge la vot din proprie inițiativă și nu pentru că sunt ademeniți cu premii puse la bătaie de partidele politice. O astfel de tombolă vă convinge să ieșiți la vot? De ieșit, oricum voi ieși. Rămâne de văzut ce câștig ar fi din povestea cu tombola. Nu-i pentru mașină participarea, ci pentru că așa trebuie ca cetățean. E o glumă. O glumă proastă. Oricum ies la vot. Nu faptul că e o mașină sau... Oricum, e datoria mea, până la urmă. Un fel de mită electoral, poate spune, da. Nu, că n-aș merge deloc. Pentru cât de bine o ducem, n-aș merge deloc. Nici măcar pentru o mașină? Nimic. Amăgiri de șarte. Nu încerci așa ceva. Nu s-a făcut niciodată și cred că lumea e sătulă de așa ceva. Nu mai avem nevoie de promisiuni. Dar vă poate convinge o mașină să ieșiți la vot? Nu! Eu îmi fac datoria de cetățean. În niciun caz. În niciun caz. De fiecare dată am votat, așa că am fost prezentă la vot și e un drept al meu personal și al fiecărui cetățean. Dar nu cu amăgeri din asta. Alexandru Băișanu a afirmat că premiile vor fi cumpărate din cotizațiile membrilor de partid. Anunțul a fost făcut sâmbătă la ședința delegației permanente a PNL Suceava.